Doamna Ivanov, vreau să vă spun că cea mai mare încălcare gravă și flagrantă este faptul cum dumneavoastră în turma de oi ați trecut la Partidul Comuniștilor, la Partid Democrat, deturnând votul cetățenilor Republicii Moldova. Stimate dragă colegă Octavian Țicu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care a venit nu știu de la care formațiune politică și care nu are nici măcar în spatele lui vreo turmă ca să fie parte a unei echipe, om sau lup singuratic, așa cum vă și comportați în Parlament. Eu am să vă rog să aveți un pic de respect față de toți noi care suntem aici. Stimate domnule deputat, nu mă voi coborî la nivelul dumneavoastră pentru a vă da careva replică, dar vreau să vă spun că acea care turmă care o numiți dumneavoastră a considerat 70% din acea fracțiune și conform statutului unui partid, deciziile se primesc cu majoritatea voturilor, dacă vă interesează acest subiect. Dar vă invit la o cafea ca să discutăm, nu știu dacă o să ajungă la dumneavoastră aceste chestiuni, dar sunt gata să o fac. Vă mulțumesc foarte mult!